Doi asiatici, dar ce asiatici? Doi japonezi, printre care și campionul mondial în titră. Stareț și Pfeiffer, antrenorii lui Brejina, 20 de ani pentru ceh. Iată, muzică japoneză. Un program pregătit probabil pentru campionatele mondiale ce trebuia să aibă loc la Tokyo. Kodo Drums. Kodo în japoneză înseamnă bătaia inimii. Drums, tobă. Deci, în ritmul bătăilor de tobă. Și această săritură înseamnă triplu axel. Foarte bine executată, curat, clar. Păcat de această foarte mică ezitare, doar un punct îi se scade pentru această combinație de triplu flip cu triplu tulup. Triplu luț, săritura aleasă din pași, executată cu precedată de o secvență de pași. Pirueta jos sărită de nivel 4, 3 puncte pentru o astfel de, un astfel de element. Frumoasă coreografia semnată Pasquale Camerlengo. Ce întinse acest picior la cumpănă, ca un gimnast adevărat. A fost o piruetă de nivel 3. 2,8 puncte. Și acum acești pași ritmați pe acordul tobelor în serpentină. Puțin patinatori își aleagă astfel de direcție. Se poate în cerc, în linie dreaptă sau în serpentină, deoarece în serpentină îți ia mai mult timp să execuți o astfel de secvență. Un program reușit pentru Brejina. Anul trecut a fost pe 4 la mondialele de la Torino. Aceeași poziție și la europene și a intrat în top 10 la Jocurile Olimpice. A fost chiar pe 10.